Caz incredibil în județul Mehedinți. Șoferul unei ambulanțe care se grăbea să ajungă la un caz a fost ținut ore întregi în stradă de polițiști după ce a lovit un porc mistreț. Culmea este că șoferul însuși a sunat ca să anunțe incidentul, însă nu s-a gândit nicio secundă că va trăi momente demne de teatrul absurdului. Colega mea, Gabriela Mladin, ne spune întreaga poveste. Găsit după ce a anunțat incidentul la 112, ambulanțierul a fost pus de un polițist să aștepte ore în șir într-un câmp, deși se îndrepta în regim de urgență pentru a prelua un bolnav. Potrivit șoferului, care lovise cu autospeciala un porc mistreț, agentul de poliție l-a acuzat de braconaj. Deși trebuia să ajungă cât mai repede la pacient, șoferul a fost pus să aștepte ore în șir până când polițistul a făcut rost de un alcool test. Rezultatul a fost negativ, dar ambulanțierul nu a rămas nepedepsit. Pentru neadaptarea vitezei la condițiile de drum a primit 6 puncte de penalizare și amendă de 870 de lei. În tot acest timp, bolnavul, care ceruse ajutor, aștepta salvarea. Potrivit directorului serviciului de ambulanță Mehedinți, în locul autospecialei blocate în câmp, a fost trimis o altă salvare de la 70 de kilometri depărtare pentru a prelua pacientul.